Să facem altă primărie. V-ați depus candidatura. Mulțumesc. Pentru Consiliul Local. Domnul primar, felicitări să fie Astea sunt și două dosare care vin la mine. Și astea care rămân. Bun. Și listele de susținători aici acolo. Aici listele de susținători. Dragi gherleni, astăzi Partidul Național Liberal Gherlaș a depus candidatura atât pentru privat cât și pentru Consiliul Local. Mergem cu aceeași echipă aproape, pentru că schimbările sunt foarte puține. Primarul a rămas tot domnul Bogdan. Cred că este și la sentimentul dumneavoastră. La Consiliul Local am făcut foarte puține schimbări pe mai multe considerente. Și mai ales pentru faptul că am făcut, facem și vom face tot ce ne stă în putință pentru a duce mai departe proiectele noastre și a îndeplini țelul pe care ne l-am propus de a atrage 100 de milioane de euro pentru municipiul nostru în vederea dezvoltării și modernizării lui. Așa că aveți mare grijă la vot, pentru că avem nevoie și de Consiliul Local. În acest mandat a fost foarte bine reprezentați, am avut majoritate și tocmai de aceea tot ceea ce puteți bun și frumos în jurul dumneavoastră se datorează și consilierilor locali care au sprijinit aceste proiecte și pe care le vor sprijini în continuare, sigur, încă o dată, repet, să avem această majoritate. Eu vă mulțumesc tuturor celor care ne-ați dat semnături pentru a ne putea depune candidaturile și, evident, așteptăm să numărăm și voturile data de 9 iunie. Vă mulțumim pentru tot sprijinul și la rândul nostru vă asigurăm că vom face tot ce ne stă în putință pentru Gherlaș și pentru Gherlaș.